Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă. Pentru această săptămână ne-am propus mai multe activități. În primul rând, sunt unele de natură organizatorică în ceea ce privește investițiile în derulare, practic acele programe multianuale de intervenții în mai multe proiecte de investiții. Astăzi, de la ora 11, am convocat un comandament pentru reînceperea lucrărilor pentru ansamblu de străzi din cartierul Nicolae Bălcescu, străzile Mărului, Tinosului, Ogniței și Pescarilor, pentru Parcul Jora și pentru rețeaua de canalizare și preluare ape pluviale din cartierul Petru Rareș, astfel încât de săptămâna viitoare, de când intră în vigoare ordinul de reîncepere a lucrărilor, fiecare constructor să știe ce are de făcut și, mai mult decât atât, să știe faptul că voi monitoriza personal stadiul realizării investițiilor. Vom fixa termene clare pe care am pretenția să le respecte constructorii, pentru că și noi ne vom obliga la plata sumelor prevăzute în contracte. Și de asemenea, începând cu ora 12, am convocat și comandamentul pentru pietonalul Ștefan cel Mare, acolo unde s-a judecat în urma licitației publice finalizarea lucrărilor din întreg pietonalul și mi-am propus ca până la sfârșitul acestui an întreg obiectivul să fie realizat în totalitate, existând și finanțare pentru acest lucru. Practic, vom finaliza și zona acelei perdele cu proiecție cinematografică, dar și tot ceea ce înseamnă terasamentul, scările și toate elementele de arhitectură din pietonal, astfel încât să putem spune că în anul 2019, în sfârșit, pietonalul este finalizat în totalitate. De asemenea, tot de săptămâna viitoare vor începe și lucrările la ridicările în cotă a căminilor de canalizare și a gurilor de preluare a apelor pluviale. Deja se lucrează pentru turnarea capacelor de cămin, astfel încât în momentul în care facem înlocuirea să o facem într-un termen cât mai scurt. Ne-am propus pentru acest an finalizarea ridicărilor în cota a căminilor de pe strada, de pe bulevardul Nicolae Bălcescu, de pe strada Ștefan cel Mare, pe segmentul cuprins între gară și barieră, și de asemenea să continuăm și lucrările de ridicare în cotă de pe strada Bogdan Dragoș și eventual în orice altă zonă va mai fi cazul. Și tot săptămâna trecută s-a finalizat și procedura de achiziție pentru spații verzi, astfel încât și din acest punct de vedere putem să demarăm în totalitate. Pentru această săptămână avem în evaluare, de fapt, termenul final pentru depunere la mixtură asfaltică și sperăm ca într-un termen cât mai scurt să se finalizeze și această procedură, astfel încât să putem intra la lucrările, pe de o parte, de plombare în zonele mai importante, dar cel mai mult și ce ne interesează într-o manieră prioritară se referă la realizarea de alei și de parcări cu echipele proprii ale Primăriei Municipiului Roman, având în vedere dotările pe care le-am făcut în ultimii 2 ani. Și de asemenea acest lucru vine în completarea programului de alei parcări, program care se, investiție care se află în derulare și tot în această săptămână vom stabili programul, astfel încât și din acest punct de vedere și pentru aceste parcări de săptămâna viitoare să începem lucrările, să le prioritizăm. Vom avea mâine o ședință de lucru pe această temă, astfel încât să ne atingem obiectivul pe care ne-l-am fixat ca anul acesta și anul viitor peste 800 de locuri de parcare noi, parcări de reședință, să fie realizate la nivelul Primăriei Municipiului Roman. Totuși,
am profitat de deschiderea unei stații de asfalt și am realizat o achiziție, având în vedere urgențele în carosabil. Săptămâna trecută am intervenit pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, pe strada Dobrogeanu-Gherea, pe strada Vasile Lupu, pe strada Matei Milo, pe strada Bogdan Dragoș, Dumitru Mărtinaș, Martir Cloșca, Primăverii Slazului, Cuza Vodă și Ion Ionescu de la Brad, acolo unde au fost intervenții ale APA Serv, dar și ale Delgaz, astfel încât să aducem carosabilul la starea inițială. De astăzi încep lucrările de plombare pe strada Mihai Viteazu, într-o primă etapă pe segmentul cuprins între cimitir și strada și școala Calistrat Hogaș, urmând ca mâine, poimine, să finalizăm lucrările până la intersecția cu strada Ștefan cel Mare, lucrări de plombare, după care vom semna procesul verbal de predare-primire către Consiliul Județean a acestei străzi. Noi suntem deja în lucru cu proiectul pentru realizarea rețelei de ape pluviale, știut fiind faptul că între strada Chimiei și strada Ștefan cel Mare, strada Mihai Viteazu nu are rețele de ape pluviale, vom realiza aceste rețele prin trotuar, urmând ca ulterior Consiliul Județean să toarne covorul asfaltic, fiind în proprietatea și în administrarea Consiliului Județean, după semnarea procesului verbal de predare-primire, și noi ca și primărie, asumându-ne, repet, această investiție de realizare a gurilor de preluare a apelor pluviale și de realizarea trotuarelor, într-o primă etapă vom încerca, poate chiar până la strada Tirului, dacă nu, măcar până la strada Chimiei. De asemenea, vom continua intervențiile și în alte zone acolo unde se va impune. Așteptăm vremea prielnică pentru a relua și lucrările la reparații covor asfaltic, să finalizăm și acel tronson de Gheorghe Doja, să realizăm asfaltările covor asfaltic pe strada Cea Rosetii și pe Calistrat Hogaș, și ulterior să intervenim în străzile perpendiculare pe strada Primăverii, cele din partea dinspre unitatea militară, care au rămas ca și restanță de la programul de anul trecut. De asemenea, e o perioadă în care, în special, cei care locuiesc la case au început toaletarea pomilor, aviei, strângerea resturilor vegetale. Eu fac un apel la aceste persoane să se conformeze programului de ridicare a deșeurilor vegetale de către operatorul de salubritate. Mai aduc încă o dată la cunoștința tuturor cetățenilor faptul că deșeurile vegetale se ridică a doua zi după ridicarea deșeurilor menajere, practic pentru a avea un reper fiecare dintre dumneavoastră, și aceste deșeuri vegetale să fie scoase în stradă doar în ziua în care se ridică deșeurile vegetale, pentru că altfel se vor mai găsi binevoitori care, atunci când vor vedea o grămadă de deșeuri vegetale, să mai lase și o pungă cu altfel de deșeuri, și în acest caz operatorul de salubritate nu le va ridica. Chiar am dispus și poliției locale să facă informări la cetățeni, inclusiv cu operatorul de salubritate s-a purtat o discuție pentru a informa pe cetățeni că deșeurile vegetale trebuie scoase la limita de proprietate în ziua în care acestea se ridică. În ceea ce privește activitatea de la Clubul Sportiv Municipal, pe parcursul săptămânii trecute am intervenit la locul de joacă pe care îl vom repara, vom moderniza. În această săptămână vom finaliza lucrările la locul de joacă, intervenim mai departe și în zona de picnic. Vreau să vă informez că în urma gratuității oferite la bazin pentru ziua de vineri, 8 martie, 34 de utilizatori de sex feminin au fost prezente la bazinul de not. Sperăm că au avut o activitate plăcută, recreativă,
și îi mai așteptăm pe fiecare dintre doritori la bazinul de not, pentru că mișcarea înseamnă sănătate și la nivelul municipiului Roman încercăm să încurajăm pe cât posibil mișcarea și sportul de masă. Și dacă tot vorbim de sport și de mișcarea sportivă din Roman, în perioada 11-15 martie la clubul sportiv se fac înscrieri pentru preselecțiile la secția de natație a clubului sportiv municipal. Înscrierile se fac la sediul clubului sportiv din primărie, de la etajul 2, la camera 62 sau pe adresa de e-mail competiții sportive@csmroman.ro. Iar activitatea de preselecție se va desfășura sâmbătă și duminică, 16 și 17 martie, în intervalul orar 9:30-15, la bazinul de not din cadrul complexului sportiv Sala Sporturilor. Toate costurile pentru întreaga activitate sportivă a grupelor de copii și juniori la not vor fi suportate de către Club Sportiv Municipal, iar la preselecție sunt așteptați copiii din Roman, dar și din comunele care sunt membre ale Asociației Roman Metropolitan. Legat de activitatea târgului de mărțișor, pot să vă spun că a fost o activitate bună în condițiile în care sâmbătă 9 martie s-au preluat căsuțele de la comercianți. Căsuțele au fost preluate fără nicio deteriorare. Începând de astăzi le vom transporta la platforma primăriei de pe strada Ogoarilor pentru a le pregăti în vederea următorului târgul de Paște, unde deja s-au înscris un număr de 14 comercianți și urmează ca în această săptămână să finalizăm numărul de comercianți până la 20, câte căsuțe vom avea montate cu ocazia acestui târg. Din păcate, aceste activități pe care le organizăm la nivelul municipiului Roman vin și cu o serie de fapte antisociale, dar din fericire echipajele de la poliția locală au reușit să prindă joi, 7 martie, 3 grupuri de hoți de buzunare. E vorba de un major și de 2 minori. Aceștia au fost predați Poliției Naționale. Împotriva acestora s-a luat într-o primă etapă măsura reținerii pentru 24 de ore. Ulterior, la instanța de judecată, s-a dispus măsura controlului judiciar. Noi vom monitoriza în continuare aceste activități ilicite, ilegale, și în măsura în care vom mai depista și vom prinde pe acești hoți de buzunare, îi vom preda către Poliția Națională. Cam acestea au fost informațiile pe care mi-am propus să vi le aduc la cunoștință și restul mai departe vă stau la dispoziție pentru întrebări. A fost o situație în care acea garanție de bună execuție pe care o depun cei care lucrează cu administrația publică locală a fost folosită de administrația locală tocmai ca urmare a îndeplinirii defectuoase a clauzelor contractuale? Da, am avut o astfel de situație. De regulă, firmele care sunt în activitate remediază pe cheltuiala proprie deficiențele pe care noi le constatăm. Însă, în cazul Complexului Sportiv de Agrement Moldova, zona de bazine, firma respectivă, firma care a câștigat licitația, nu mai desfășoară activitate și de aceea lucrările în garanție pe care le-am efectuat, le-am făcut trăgând banii din garanție de la trezorerie și am avut și situația în care
sumele au depășit, sumele cheltuite au depășit valoarea garanției și suntem în instanța de judecată pentru reîntregirea garanției și ulterior plata sumelor către primărie. Deci, da, sunt și astfel de situații. Situație sau procesul e pe altă? Procesul e pe rol, e vorba de completarea acelor sume. Deci, de completare vorbim de aceeași obiectiv de investiții. Același obiectiv de investiții, da. Pentru că ați vorbit despre aceste comandamente pentru lucrări la 11 și la 12 și știți foarte bine că odată ce încep lucrurile în oraș, încep și rămașcanii să se plângă de diverse aspecte ale... Da. Eu știu că fiecare dintre noi... Da, era o vorbă că la politică și la fotbal ne pricepem cu toți, mai nou și la construcții. Eu vreau să cred că la nivelul municipiului Roman, cel puțin, lucrările care se fac de calitate, sunt urmărite de către diriginți de șantier și mai nou, așa cum vă spuneam, începând din acest an, îmi voi face un obicei ca în fiecare zi să fiu prezent pe șantierele care vor porni la nivelul municipiului Roman și, slavă Domnului, în acest an vom avea suficiente șantiere pornite. Deja așteptăm validare pentru reparația străzilor din cartierul Petru Rareș, unde deja documentația este încărcată în SICAP pentru realizarea de trotuare, reabilitarea de grădinițe, corpul B de la școala Vasile Alexandrii. Deja începem și încărcăm în SICAP și rețeaua și rețelele de apă pluvială și asfaltare și trotuare din cartierul Nicolae Bălcescu. Practic vom avea undeva în jur de 15-20 de mari șantiere în acest an și pe toate mi-am propus să le supraveghez personal alături de diriginții de șantier. Punctul meu va fi acela de a urmări, sau obiectivul meu fiind acela de a urmări termenele în care se încadrează construcții, termenele pe care le vom fixa împreună și în care trebuie să se încadreze constructorii, astfel încât până la sfârșitul anului acesta toate aceste șantiere să fie închise. Ați spus la un moment dat că aveți personalul din primărie repartizat pe cartiere, pe zone din oraș. V-au adus până acum la cunoștință probleme din... Da, sunt toate acele 9 persoane sunt în structura de coordonare a doamnei viceprimar. Deja lucrurile au început să se miște. Contactul este și în mod nemijlocit și direct cu operatorul de salubritate pentru a avea o eficiență și mai mare și credem noi că încetul cu încetul lucrurile au început să se miște, a început și vremea să fie mai prielnică și mai potrivită și pentru astfel de activități și alături de echipele proprii intervenim pentru salubrizarea municipiului Roman. Și o ultimă întrebare despre fostul club al copiilor, clădirea de pe strada Cuzavodă. Mai aveți vreo veste de la Arhiepiscopia Armenilor? Da, în momentul de față se lucrează la studiu de fezabilitate pentru reabilitarea acestei clădiri, după care, odată cu finalizarea studiului de fezabilitate, se încearcă obținerea unei finanțări de la Ministerul Culturii, conform ultimilor discuții pe care le-am avut cu Episcopul Armenilor din România. Aceste ultime discuții au avut loc anul trecut? La începutul acestui an. Vreau să vă întreb de parteneriatul cu teatrul, Piatra Neamț. A fost până acum un singur spectacol? Un singur spectacol. Noi așteptăm în funcție de spectacole care se pretează la scena din primăria municipiului Roman să vină și cu alte propuneri de reprezentații artistice. Dumnealor vin cu propunerile? Ei vin în funcție de specificul spectacolului și care se adaptează la sala noastră de spectacole. Când se poate un fel de mini-turneu sau când se poate... Exact, în funcție de stagiunea pe care au, spectacolele care se potrivesc pentru sala noastră, ei vin cu propunerea din timp. Am zis. Mulțumesc. Nu ne-ați vorbit despre întâlnirea pe care ați avut-o cu Ministrul Sănătății la Piatra Neamț și că v-ați dus cu echipa de la Spitalul Roman. Cam ce promisiune a făcut pentru Roman și dacă aveți noutăți în ceea ce privește
ce sume ar putea veni dinspre minister pentru spitalul de la Roma? Păi, am avut discuții în primul rând în ceea ce privește acel master plan pe sănătate. Era lucru cel mai important pentru noi să se înțeleagă faptul că Spitalul Municipal de Urgență Roman deservește circa jumătate din populația județului, deservește Romanul și comunele limitrofe din zona aceasta, dar nu numai din județul Neamț, ci sunt și comune din județele Iași, Vaslui și Bacău, care sunt arondate acestui Spital Municipal de Urgență Roman. Aceasta pe lângă faptul că este situat pe celebrul DN2 E85, o zonă cu risc mare de accidente, și Spitalul Municipal de Urgență Roman trebuie să-și păstreze numărul de paturi și specializările pe care le are, specializări din ce în ce mai dezvoltate și cu competențe din ce în ce mai ridicate ale medicilor. În ceea ce privește dotările, ni s-au dat asigurări că ni se vor oferi de la Minister sumele de bani pentru finalizarea reabilitării termice a corpului principal de clădire, undeva în jur de 500.000 de lei, și avem și solicitări pentru aparatură în jur de 3.300.000 de lei depuse la Ministerul Sănătății. Eu am vorbit cu reprezentanții Spitalului Municipal de Urgență Roman și le-am spus să întocmească acorduri cadru, practic să realizeze proceduri de licitație pentru acorduri cadru în vederea furnizării de aparatură medicală, astfel încât în momentul în care vor veni sumele de bani și aprobările pentru achiziționarea acestor aparaturi, să nu mai avem timp morți și termene foarte strânse pentru achiziționarea acestora, procedura trebuind deja să fie făcută până atunci. E clar că va fi nevoie și de o cofinanțare din partea Consiliului Local și în momentul în care vom avea buget, voi propune consilierilor locali și acea cotă de cofinanțare de 10%, practic la fiecare sumă care vine de la Ministerul Sănătății, autoritatea publică locală trebuie să depună o cofinanțare de 10%, lucru pe care Primăria Municipiului Roman și-l va asuma. Tot legat de acest subiect, în condițiile în care se va demara construcția spitalului nou din Piața Neamț, va fi nevoie ca spitalul din Roman să pună numărul la preluarea foarte multe cazuri de pe acest sector, mai ales de la pediatrie. La ultima conferință de presă de la PSP am aflat faptul că spitalul de la Roman, centrul pediatrie de la Roman, este singura care nu are o unitate de primit urgențe proprii. Credeți că este posibil construcția unei asemenea unități de primire proprii și cu ce surse s-ar putea face? Dacă va fi cazul, vom discuta acest lucru. Din păcate, în ceea ce este sursa de finanțare, vă spun foarte clar că în momentul de față bugetul Municipiului Roman, având în vedere și ultimele obligații transferate către primării, va face cu greu față unei astfel de investiții. Noi în momentul de față lucrăm la un studiu de fezabilitate pentru spitalizarea de zi spitalului de pe strada Tineretului, documentație pe care dorim să o depunem la Compania Națională de Investiții și de asemenea și pentru secția de sterilizare. La fel lucrăm la un studiu de fezabilitate și încercăm să obținem finanțare la Compania Națională de Investiții. Dacă se va impune un astfel de centru de primire urgențe și la pediatrie, putem să realizăm un studiu de fezabilitate și de asemenea să depunem documentația la Compania Națională de Investiții. Nu ne-ați mai vorbit de foarte multă vreme nimic despre proiectul de modernizare a clădirii primăriei. Nu ne-am împotmolit nicăieri, așteptăm ședința Consiliului de Administrație Ampor pentru transferarea sumelor de bani, 58 de milioane de euro de pe reabilitări locuințe către reabilitări clădirii publice.
Noi deja lucrăm în această perioadă la studiu de fezabilitate și din momentul în care se va redeschide linia de finanțare, să fim pregătiți pentru depunerea acestor proiecte. Mai aveți în internet cumva o stație de concasare de care ne vorbeați? În momentul de față am purtat discuții cu reprezentanții Consiliului Județean, care sunt practic administratorii sistemului de management integrat a deșeurilor din județul Neamț. Sunt sume de bani prevăzute în fondurile europene pe POIM, prevăzute a fi alocate către autoritățile publice județene, de fapt, către Consiliul Județean, ADI, Econeamț. Propunerea noastră este aceea de realizarea unei stații de compost și a unei stații de concasare pe raza municipiului Roman. Avem și teren la dispoziție. I-am informat pe reprezentanții Consiliului Județean despre acest lucru și așteptăm realizarea studiului de fezabilitate pentru accesarea de fonduri europene în vederea realizării acestui obiectiv. Puteți confirma dorința supermarketului Vila de a intra în Roman și de a vi s-au adresat cu o solicitare de teren? Nu, acum aud prima dată de la dumneavoastră. Nu am avut niciun contact cu un astfel de... Mă gândeam și eu, că sunt mai mult în Roman. E o economie liberă, o economie de piață, nu putem dicta nici noi. Până la urmă, pe investițiile și pe terenurile proprietate privată, nu putem interveni noi ca și primărie să obstrucționăm dorința cuiva de a realiza investiții, atâta timp cât respectă toate prevederile legale. Și ultima întrebare, dacă vegetația aceasta, programul de strângere vegetativă, se va face pe absolut toate străzile din... Bineînțeles, eu nu știu dacă ați fost atent în timp ce vorbeam la conferința de presă, că exact asta am și solicitat. Practic, operatorul de salubritate are toate zonele din care ridică deșeurile menajere, ridică și deșeurile vegetale, ridică și cele reciclabile. Sunt programe zilnice pe toate străzile de pe raza municipiului Roman. Este important însă ca cetățenii să înțeleagă că aceste deșeuri vegetale trebuie scoase în zilele în care se ridică deșeurile vegetale, adică a doua zi după ce se ridică deșeurile menajere. Cum veți putea determina CTR-ul, o campanie pe care se lucrează extrem de greu pe partea de comunicare, să-și facă curat zona, de fiecare an e dezastru în zona. Noi în fiecare an le facem adrese scrise pentru realizarea igienizării proprietăților CFR. Restul mai mult decât atât. Da, eu totuși sper că în ultima perioadă am reușit să găsim un dialog cu CFR-ul, aceasta și în condițiile în care am reușit să deblocăm partea de reabilitare a trecerii la nivel calea ferată dinspre Iași. Deja am semnat certificatul de urbanism pentru realizarea proiectului tehnic de eliminare a două dintre liniile de cale ferată și să rămână doar una singură. După finalizarea proiectului, probabil va urma procedura de achiziție publică și sper eu ca până în toamna acestui an și această dorință mare a noastră de a reabilita CFR-ul, până la urmă că e obligația lor, dar presiunile sunt și din partea noastră. Există un dialog, acest lucru ne bucură. Sperăm ca acest dialog să continue și pe linia igienizării zonelor pe care le au în proprietate. Inclusiv a parcului de la intrare din Roman, care e picată de vizită și nimeni nu știe că e acest dialog. Da. Noi, eu spun că se știe de foarte multă vreme că este în proprietatea CFR-ului. Vom încerca să facem eforturi în continuare pentru menținerea într-o zonă de decență a acelui parc. Da, la una din întrebări deja s-a spus, vreau să întreb de ce, peste care a fărat, dar deja s-a spus. Da. Ar mai rămâne un act ca o producere a unei, nu se vreau să se rămâne la fărat,
reabilitarea clădirii primăriei, mai sunt și alte ocupați și că anul trecut erau ceva probleme, că trebuia să fac și pe șerea apel, trebuia să mai pună sumă de bani. Am obținut acordul ANAF-ului pentru partea de clădire care aparține Ministerului de Finanțe și de aceea am reușit să deblocăm și din acest punct de vedere. A fost practic impedimentul pentru care în prima etapă de depunere a proiectelor nu a reușit să ne încadrăm. S-a rezolvat. S-a rezolvat, avem acceptul ANAF-ului. Da. Ați spus că vor începe lucrările de reparații sau continuă lucrările de reparații pe, inclusiv pe cea a Rosetei? Da. Vă întrebase încă de anul trecut despre acea parcare improvizată în intersecția cea Rosetei Bogdan Dragoș. Da, știu despre care e vorba. O vom amenaja ca și parcare. Vă spun pentru că... În momentul de față ea este într-adevăr o parcare improvizată. În momentul în care vom finaliza toată zona, o vom amenaja și o vom trasa cu locuri de parcare, astfel încât să nu se mai parcheze în afara ariei. Referitor la acea centrală termică de Domiron, postul numărul 3, am obținut niște lămuriri, urmează în locul ei să se facă, înțeles, o parcare, dar rămâne problema coșului de fum a centralei. Proprietarul are obligația, el este proprietar și pe centrală și pe coșul de fum, are posibilitatea achiziționării unui serviciu de demolări profesional, astfel încât acel coș de fum să fie dărâmat. Coșul de fum este lipit practic de peretele locului și nu văd tehnic. O firmă specializată poate să realizeze acest lucru. Se va realiza un proiect, dar e obligația proprietarului. Și ca ultimă întrebare, acum mai mult o notă personală, ați aflat cu siguranță despre protestul acela de 15 minute de pe 15, ca primar și ca cetățean, două variante de răspuns. Susțineți, participați? Îl voi susține și veți afla momentul potrivit și cum îl voi susține. Și ca primar? Și ca primar. Mulțumesc. Când vorbeați de reparații spre spate, intrați și pe Alexandru cel Bun. Apropo de ridicat capace, acolo știți că întotdeauna e o problemă. Sunt niște subtraversări, probabil. Păi pe Alexandru, da. Și e din ce mai dacă rău. E cazul, vom interveni. Dar eu nu am acum... Oricum, ajungând după amiaza asta în zona, am să verific și Alexandru cel Bun. Știu că avem într-adevăr o problemă pe strada Sucedava, aproape de intrarea către fostul poligon auto. Da. Și acolo vom interveni în această primăvară. Vom freza, vom curăța și vom turna, vom repara cu asfalt. Pe Alexandru cel Bun parcă nu am văzut, dar poate nu am fost eu atent. Mă duc după amiază. Eu mi-am notat, știți. Pe Alexandru cel Bun, oricum, dacă e cazul, intervin cu echipele proprii. Dacă mai uit, mai îmi iau câte o hârtiuță. Da. Vreau să vă întreb de barierele de la pietonal și judecătorii. Eu am formulat o întrebare la dumneavoastră aici și mi s-a spus că se așteaptă ceva de buget. Ce legătură? Da, încă nu e finalizată toată investiția. Acum suntem în procedură, am finalizat procedura de achiziționare a barierei și pentru piața Roman-Vodă. Și ulterior, când vor deveni funcționale în totalitate, vom anunța noi cel puțin cu două săptămâni înainte, astfel încât și riveranii, dar și cei care au acces la instanța de judecată, să spunem, în speță avocații, să-și poată achiziționa acele abonamente. Adică nu pot fi încasate sumele? Sau? Momentan nu sunt încă funcționale, nu sunt finalizate toate procedurile. Ele doar au fost montate, parte din ele, dar când vor fi funcționale, vom anunța înainte. Ați vorbit de pietonal, că veți avea o întâlnire și să înceapă lucrările acolo. Sunt acele terase, ce se va întâmpla? Aveți o gândire? Ați gândit cumva unitar? Păi ele, în momentul de față, noi discutăm din punct de vedere al lucrărilor de realizare a hidroizolației și acest lucru se va realiza unitar pe toată suprafața de la etajul pietonalului, urmând ca ulterior și din punct de vedere urbanistic să facem o gândire.
Înseamnă că nu mai funcționează anul ăsta ca să poată să se facă hidroizolația. Vom vedea în funcție de zonele unde vom interveni. Probabil pe perioada executării lucrărilor se vor elimina astfel încât să putem să finalizăm lucrările. Am înțeles. Despre împrumut, ce nu mai puteți spune? Folosiți banii anul ăsta în anumite scopuri? Păi, sunt toate aceste proceduri de care vă spuneam că ele se află deja în licitație publică. Sunt practic singurile lucrări majore de investiție pe care putem să le scoatem la licitație, întrucât neavând încă un buget, din bugetul propriu nu putem scoate nimic la licitație. Deci da, vor începe lucrările. Sigur, deja suntem și în procedură de extinderea gazelor naturale, rețelele de gaze naturale, și în această săptămână este termen de depunere a ofertelor. Suntem în grafic cu toate lucrările. Vor începe activitățile la zona de picnic complex. Sunt noutăți pentru Rămașcani. Anul acesta a revigorat zona de cinema în aer liber sau zona de spectacol. Pentru acea zonă va trebui să așteptăm bugetul. Neștiind încă ce buget avem, ne e foarte greu să spunem ce putem să facem în acest an. Sigur, există o dorință. Există o dorință din partea noastră de a amenaja acea zonă, însă trebuie să vedem și resursele financiare pe care le avem. O colaborare cu un investitor care să... Depinde foarte mult, pentru că investiția în aparatură este destul de costisitoare și e greu de crezut că cineva va putea să suporte de unul singur o astfel de investiție. Pe pagina primăriei este pus în dezbatere un proiect de hotărâre legat de o indexare a taxelor și impozitelor. Puteți să ne dați câteva detalii de ce acum ajung în toamnă? Sau nu știu, nu cunosc ce vreau. Da. Pentru că celebrul cod fiscal ne impune imperativ ca până la sfârșitul lunii aprilie să indexăm cu rata inflației taxele și impozitele locale. În cazul în care nu vom face acest lucru până la sfârșitul lunii aprilie, celebra ordonanță 114 impune obligativitatea pentru autoritățile publice locale de a aduce spre maxim toate taxele și impozitele locale. Practic, e o obligație pe care dacă noi nu o respectăm, duce la la o povară fiscală foarte mare asupra romașcanilor. Dar eu pot să vă afirm cu certitudine că în ciuda acestei indexări cu rata inflației, taxele și impozitele locale în anul 2020 vor fi la nivelul anului 2019. Dar acest lucru se va realiza prin hotărâre de Consiliul Local la sfârșitul lunii octombrie anul acesta. Dacă permiteți, o mică lămurire. Da. Acest proiect este pus în dezbatere publică. Dar, din câte înțeleg eu, cetățenii nu au posibilitatea să spună nu vrem. Este o obligație legală. În ce constă dezbaterea publică? Adică dacă deja ai hotărât... Trebuie adusă la cunoștința opiniei publice 30 de zile înainte de adoptare. Altfel, poate exista, dar atâta timp cât e prevedere legală, nu poți. Însă se pot aduce amendamente la proiectul mare când îl vom depune în luna septembrie-octombrie. E diferent între dezbatere și consultare. Să mm-hmm. Pe consultare. Adică... Da. De luat la cunoștință. Vine cineva din afară, zice contest. Că nu s-a spus consultării. Procedură, da. Nu. E doar de aducere la cunoștință. Deci o prevedere nouă în codul fiscal, această obligație. O ordonanță, da. Celebră, nu? Nu. Ordonanța prevede faptul că dacă nu indexez cu rata inflației, există obligativitatea pentru autoritatea publică locală să duci spre limitele maxime a toate acele marje. Și atunci, nu știu dacă țineți minte, e o primărie, cred, din Megidia sau nu știu de unde, deja nu au indexat anul trecut și au trebuit să ducă spre direcția asta. Ca să acopere din cheltuieli. Da, pentru că altfel curtea de conturi vine și se împută sumele. Ultima întrebare, dar probabil nu sunteți pregătit. Așa, ca idee, o săptămână de funcționare au venit romașcanii să-și ia abonamente? Da, avem peste 250 de abonamente de Riveran eliberate săptămâna trecută.
Pot să vă spun că din punctul meu de vedere începe să dea rezultate în sensul în care deja găsim locuri de parcare în toate aceste zone. Sâmbătă și duminică am fost prezent în piața centrală cu activitate politică și m-am întâlnit cu foarte mulți romașcani. Bine, unii dintre ei fuseseră la mine în audiență și au cerut acest sistem de abonament riveran și au zis că sunt foarte mulțumiți acum, tocmai pentru faptul că în sfârșit reușesc să-și găsească un loc de parcare și nu trebuie să mai plimbe câte 5-10 minute până să elibera unul. Și dacă vreți, am făcut și eu experimentul acesta, am mers în aceste zone centrale unde am introdus acest sistem, deja începem să găsim locuri de parcare la orice oră, ceea ce înseamnă că obiectivul nostru a fost atins. Deci să nu înțeleagă cineva că obiectivul primăriei este acela de a face bani din parcări, pentru că e o iluzie aceasta. Sumele încasate sunt oricum nesemnificative în raport cu ceea ce presupune amenajarea unei parcări și nu vor acoperi niciodată costurile realizării unei parcări. Însă pe noi ne interesează disciplinarea parcărilor în zona centrală a municipiului Roman și sunt convins că acest lucru se va întâmpla și deja s-a întâmplat de fapt. Nu, nu, în momentul de față nu. Nu este, pentru că e vorba de... Păi, deja l-am majorat în anul 2018, da? Când era 100 de lei, l-am dus la 120. Din punctul meu de vedere, încă o dată vă spun, obiectivul nostru nu este acela de a realiza venituri din parcări, ci acela de a disciplina locul de parcare și de a permite, până la urmă, cuiva care are treabă în zona centrală, în zona comercială, zona bancară a municipiului, zona administrativă, dacă vreți, a municipiului Roman, să-și găsească un loc de parcare. Și acest lucru a plecat încă din trecut, când, știți foarte bine, sunt deja 5 sau 6 ani de când parcările de pe centru au fost statutate ca și parcări cu plată, deja vedeți că se găsesc locuri de parcare, ceea ce înseamnă că obiectivul a fost atins. Eu am dat o întrebare, să pun referitor la Clubul Țărbilor. Intră în reabilitare și dacă ați stins litigiul cu cei de la Consiliul Județean? Nu a fost absolut niciun litigiu Consiliul Județean. Consiliul Județean a încercat preluarea acelor spații de la clubul Țevilor. Este într-adevăr în proprietatea lor, dar dat în administrarea primăriei municipiului Roman pe durata extenței Direcției Locale de Evidență a Populației. Noi am reabilitat doar etajul de la... practic am continuat reabilitarea clădirii în care își desfășoară activitatea Direcția Locală de Evidență a Populației. Am realizat reparații curente în acea zonă. Pe de o parte, pentru că suntem într-un proiect de digitalizare a evidenței persoanelor, un proiect la nivel național și trebuie o încăpere foarte generoasă în care să punem serverele și toată aparatura necesară digitalizării întregii direcții. Pe de altă parte, dorim mutarea clubului sportiv din incinta primăriei municipiului Roman în acea zonă, tocmai pentru a crea mai multe spații de birouri în primăria municipiului Roman pentru diferitele servicii și activități de care noi avem nevoie. Și clădirile acelea din curte? Clădirile acelea din curte sunt în administrarea noastră, parte dintre ele sunt reabilitate, sunt igienizate. În fiecare an depozitul de alimente este igienizat de către colegii mei de la Direcția de Servicii Edilitare. Și prima clădire în care exista un club acolo, mi se pare că nu prea e folosit acolo. Dacă vă referiți la Casa Vârstnicului, vă spun că este foarte folosit și zilnic se desfășoară activități. Singura problemă, să spunem, pe care o avem în momentul de față ar fi clădirea principală a clubului Țevilor. Acolo vom desfășura o serie de activități ale clubului sportiv municipal, inclusiv secția de șah își va desfășura activitatea acolo. De asemenea, tot în incinta clubului Țevilor avem și detașamentul de jandarmi, avem și instituții publice, Casa de Pensii, Camera de Comerț, care sunt. Vă mulțumesc, o zi și o săptămână bună.